Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine m-am regăsit, dragii mei, la un episod din Lumino City. Bă, fraților, am trecut noi de zona aia acolo cu Macaraua și cred că putem să intrăm aici. Aoleu! Aoleu, ce e asta? E asta așa, că nici nu văd bine pe ecran. Valeu! M-am ceva pe aici? Nu pare. Ok, hai să le plimbăm mai departe, să vedem ce găsim. Ok, avem un fel de morișcă. Și se pare că avem posibilitatea să ne ducem în jos. Ok, observ ceva pe morișcă asta interesant, cum era acolo. Vedem același model cu o săgețică albă aici, da? Vedem o săgețică roșie aici. Și vedem o săgețică albastră aici. Am înțeles să treci. Deci alb, roșu, albastru. Gata, șef. Ăla e. Cred că l-am rezolvat. Stai să vezi acuși. Deci alb, roșu. A, nu era albastru? Ia uite că a mers. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Bun. Nu pot să ajung la aia. Mânerul este rupt. Ok. Asta? Ok. Și bicicleta? Ne-am urcat pe bicicletă, fii atent. Hai să vedem ce face bicicleta asta. Trage apa din râu. Aoleu. Și ce sunt ăștia? Cum se cheamă eels? Țipari? Mamă, de când n-am mai folosit cuvântul țipari, ești nebun? Oh, Jesus. Gata? Atâta? Generatorul merge în continuu acum. În ideea că ce? Țiparii ăștia produc suficientă electricitate încât odată ce l-ai pornit cu bicicleta, după aia se generează suficientă electricitate de la ei încât să mențină generatorul. Ok. Zice că mânerul ăsta e rupt. Ăsta ar fi mânerul de aici, presupun. Ok, dete. Ok, mersi. Hai să vedem afară. Ia uite, se învârte roata. Se învârte roata. Ia uite, și apa din râu ajunge înapoi în râu. Gata, șef, am înțeles. Bă, mai departe nu cred că mai e necesar ceva pe aici. Hai să vedem. Hai, du-te jos. Mulțumesc. Aoleu, ăsta e cel mai nașpa puzzle ever. Hai să vedem, începem de aici. De la căsuța asta. Vedem că trebuie să ajungem pe aici cumva în spatele căsuței. Hai, bate în ușă. E cine... Sper că nu e nimeni afară, că n-am chef astăzi. Îmi pare rău să vă deranjez. Să nu spui că vrei să treci prin casă. Păi nu chiar. Ba da, nu știu. ba da, văd chestia asta de pe fața ta. Astăzi nu. Nu, 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 nu. Am fost numai de ajutor tot timpul, toată viața mea. Și apoi el îmi zice că nu mai știe cântecul. Și nici măcar nu-și mai ține minte aniversarea. Has been come back, he's been for me. Cred că, da, vorbește despre soțul ei și faptul că e supărată pe el pentru că nu și-a adus aminte de aniversare și numai atâta. Dar i-a promis că îi cântă ceva de ziua lor. Hai să mergem aici să vedem. E cineva acolo? Da, așteaptă un minut. Cine este? Un vizitator? Ah, bună, hello, fetițo. Îmi pare rău că te deranjez. Vreau doar să întreb dacă poți să mă ajuți. Poți să te ajut de aici, dinăuntru. Îl căutam pe bunicu. El este omul bun la toate. Nu vei găsi pe nimeni aici. Vrei să te duci în sus? Să vezi de acolo mai bine?
Aici sunt doar eu și râul. Și nevasta mea, bineînțeles, ea este în casa din spatele tău. Dar acest locșor micuț este numai al meu. Dacă sunt cinstit cu tine, nu pot să mă întorc în casă oricum. Sunt într-o bubă, am o bubă. De fapt, două. îmi pare rău, care este problema? Păi, în primul rând, nevasta mea nu mă lasă înapoi în casă. Și după câte o știu pe ea, e suficient de supărată încât să nu lase pe nimeni. De ce este supărată? Păi nu e din vina ei. Era aniversarea noastră, vezi, acum 20 de ani i-am scris un cântec, cel mai iubea ea. În ultimul an i-am promis că îl voi cânta din nou. Ia ce idee drăguță. Și de ce este o problemă? Nu mi-l aduc aminte. ok. Da, este o durere în șale, ceva genul. Și nu e tot adevărul dacă sunt cinstit. Îmi aduc aminte diferitele părți, dar nu mi-aduc aminte să le pun la oaltă. Și încercând să, în același timp, să dau și ritmul, e prea mult. Poate că m-am cu bătrânețe, zice, da? Ar fi bun încă o pereche de mâini să mă ajute. Nu văd să fie fericită până nu îl mai cânt odată. Aș putea să ajut. S-ar putea să ai dreptate. Numai dacă aș putea să ies să-ți arăt, dar vezi tu, asta e a doua problemă. Nu pot să ies afară deloc. De ce? De ce? Exact asta zice și ea. Păi e puțin stânjenitor, vezi? Nu am pantaloni. Nici un pereche? Bineînțeles că am o pereche de pantaloni, dar ultima pereche este pe roata, roata aia de sus. I-a pus acolo, ca de obicei, la spălare și nu au mai venit înapoi. Apropo, handy ăsta, bunicul trebuia să-i aducă, sau ce? Dacă poți să-i aduci, sunt verzi. I leave a note on the masking to give... I-am lăsat notă să fie puși mai în centrul roții. Ok, deci trebuie să zicem să-i luăm pantaloni, omule. Bine, mă. Ei bine, fraților, hai, de sari. Sari. Bravo. Vă spuneam eu că eu am încercat să fac acest joc înainte. Nu l-am terminat încă, dar am trecut de partea asta oricum și m-am văzut foarte tare că de foarte mult timp eu n-am mai avut jocuri care să mă oblige să scriu ceva pe hârtie. Făceam chestia asta la un moment dat în Minecraft. Aveam... Când, mă rog, eram eu la început așa și aveam o grămadă de idei în Minecraft și toate tâmpenile. Minecraft modat, bineînțeles. Băi, cred că ăștia sunt de aici. Așa, uite, îmi indică faptul că pot să ajung cumva la ei. Hai să vedem. The spray is washing those... cred că trebuie să opresc apa. Aoleo, păi și cum opresc apa aia? Stai așa puțin. Uite, da, aveam un șulic ăsta aici, o cheie. Hai, de jos. Vine, te rog frumos, și ia cheia de la nenea asta. Hai. Poți să împrumut cheia? Ce? Oh, da, iau. Nu am nevoie de ea. Hai. Mânerul ăla rup de acolo, dacă vă mai aduceți mai aminte. Mulțumesc, și acum urcă. Hai că știu că vrei. Clic. Bravo, așa. Da, ziceam de scris pe hârtie. O să vedeți, e foarte fun. Dacă poate fi spus în felul ăsta. Așa, domnule, am ajuns aici. Hai să oprim apa. Cred că mai am probabil o 2-3 niveluri până reușesc să termin și eu jocul. Uite aici, folosește, te rog. Pa, s-a blocat? Da, s-a blocat. Bravo.
Am mai zis ceva, dar n-am prins. Gata, am oprit apa, perfect. Bun, hai să vedem acum dacă reușim să ne prindem de unul din punctele astea. Așa, de unde să ne prindem, de unde să ne prindem? Poți să cobori pe aici? Nu mă lasă, cred că trebuie neapărat de un punct legat cu ață. Uite ăsta de aici. Hai, hai, repede, 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 repede. Așa, perfect, perfect, perfect. E ceva de mers. Așa, după aia aici, te rog, după aia aici. Hai, așa, așa, pac, pac, pac. Yay! Hai înapoi acum. Repejor, frumos așa. Cred că dacă mă duc în punctul ăsta, pot... Da, mă las așa, perfect. Ok, deci acum avem în inventarul nostru pantaloni. Hai să mergem jos la moșulică. Hai, tătai, hai că ți-am adus pantaloni. Hai să vedem dacă știm să cântăm muzicuța asta de care ne zici tu. Domnul, domnul, pantalonii. I-am adus pantalonii, mulțumesc. Un pic umezi, dar curați. Gata, a ieșit afară. Hai da. Trece aici, ești o chitară asta, sau ce-o fi? Dă mâine în ala din... Fii atent aici. Ia stați așa să vedem dacă se mai potrivește cu partea de data trecută. Încă mai crezi că mă poți ajuta? O voi face tot ce pot. Deja îmi place chitara. Păi asta e jumate din bătălie. O chitară pe care îți place e o chitară pe care o poți cânta. 20 de ani de când am scris acest cântecel. Și vrea să-l audă de la început la sfârșit. Are 6 părți. Ok. Voi cânta fiecare parte pentru a putea să exersăm. Și apoi la sfârșit trecem prin toate odată. Sunt sigur că ea ne va auzi dacă îl facem calm. Ce zici? Gata? Gata. Hai să vedem. Ok. Acum ne punem și pe noi să vedem. Aici deci cum era. Ce vorbești, mă, nenicule, mă? Acum, partea a doua. Jesus. Ok. Hai să încercăm și noi. Deci... Tup. Excelent. Bun, deci e același ca de dată. Mă gândeam că o să vezi tu că ne schimbă. Bine, mă. Hai că mai avem un pic, mai avem un pic. Mai avem 3. Ok. Așa, de aici o să se complice rău de tot. Ia uite, ne-a nenorocit. Și acum partea finală aici e dezastru. Așa și el de ce nu poate să cânte chestia asta? Mă rog. Minunat. Asta e melodia pe care mi-o aduc aminte. Ai prins toate cele 6 părți. Ce zici? Încercăm să le punem pe toate la oaltă? Putem să încercăm, zice ea. Ok. Aș el o să ne cânte ritmul de fundal. Hai să încercăm de la început.
Nu-ți face griji dacă faci o greșeală. O să ne cânte din nou partea aia. Am reușit din prima! Știu, știu. Soția mea va fi încântată. Și să vezi că ne-a auzit. Ia, ia, stai un pic. Ăla era cântecul meu. Știam eu. Oh, sunt atât de fericită. Știam că nu vei uita. Gata? Gata. Sunt atât de mulțumit. Am chitara mea, râul meu, pantalonii mei. Ce ar vrea mai mult, ce ar putea dori mai mult un bărbat? Voi sta aici și voi pierde vremea un pic. Play along, joacă-te și tu dacă vrei. Just ask if you want me to play something else. Și doar întreabă dacă vrei să cânt altceva. Ia uite cine cânte acolo. Something different? Yeah. Ceva diferit? Foarte tare. Îți mulțumim pentru timpul acordat, a fost distractiv. Oricând, vino înapoi și vom cânta. Oricând vrei. Șmecher. Hai, draga mea, hai să mergem aici, să trecem prin casă. Hai, hai. Bună din nou. Salut. Îmi pare rău pentru ce am zis mai devreme, chiar eram într-o pasă proastă. Dar nu-ți vine să crezi, l-am auzit cântându-ne cântecul nostru. A alunecat așa peste râu, ca și cum ar fi fost o serenadă către mine. Mă simt mult mai bine acum. Știi ce? Voi veni jos și îți voi deschide ușa. Poți să ajungi pe roata cea mare prin grădina din spate. Fii atentă totuși. Este o priveliște frumoasă, dar e mult până jos, probabil n-am mai prins și am mai zis. Ceva genul că numai când se uite, îi se face rău. Gata, șef, am trecut. Yay! Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați stat cu noi până acum, un mic like, un coment, un share ajută foarte, foarte mult. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!